Ai vrut mai mult? Primul show mondain din România, de 3 ore, de la ora 3. Afli totul din prima. Nimic nu ne stă în cale. Nu va lipsi niciun ingredient. Ei, niciun secret nu va mai fi păstrat. Totul despre frumusețe, sănătate și echilibru. Nu ratați! Exclusiv VIP cu Cristi Brancu și Oana Turcu. Și noi! Exclusiv VIP din 28 martie. Începe de la ora 15 la Prima TV. Că deține secretul frumuseții peste timp. Daniela Nane a avut în cariera sa de actriță o carte de vizită care i-a deschis multe uși, cea de Miss România. Dar, cum aceasta este trecătoare, Daniela a fost nevoită să se lupte din timp pentru un loc în rândul profesioniștilor scenei de teatru, nu doar al scenei de modă. Se pare că a reușit, pentru că și astăzi, la vârsta de 50 de ani, actrița este una dintre cele mai solicitate prezențe în spectacolele Teatrului Bulandra. Dar crezi că farmecul se poate stinge vreodată, farmecul unui actor? Farmecul unui actor e diferit de farmecul unei persoane, pentru că farmecul unui actor ține foarte mult de talent, de carismă, de cultură, de prezență scenică și pe scenă nu e nevoie să fii frumos, pentru că sunt roluri diverse și dintr-o frumoasă poți să faci o urâtă oricând, ceea ce s-a și întâmplat, că am avut roluri care nu trebuia să fiu frumoasă. Pe de altă parte, ce să zic, am și o vârstă acum, sunt din urmă actrițe superbe, ce să fac? Probabil că până voi muri o să arăt într-un fel, poate acum cât mai ține, știți cum e. Sunt bucuroasă că pot să-mi fac profesia. Asta e important. Daniela are o căsnicie discretă cu istoricul Adrian Cioroianu, fost ambasador al României pe lângă UNESCO. Aparițiile lor împreună sunt foarte rare, însă anul acesta, actrița a surprins postând pe pagina sa de Facebook imagini cu soțul ei din Maramureș, unde au petrecut revelionul alături de câțiva prieteni. Ce poți să ne spui despre Daniela Nane dincolo de scenă? Este fericită? Este împlinită? Ce să spun? Noi am o viață de familie normală, nu e nimic special. Și prefer să vorbesc despre viața profesională, pentru că e foarte prețios ce avem în privat și n-are rost să lăsăm așa, să chiar n-are importanță, n-avem de demonstrat nimic nimănui și nici nu e nimic special. Suntem niște oameni absolut obișnuiți din punctul ăsta de vedere. Suntem un cuplu cu milioane de cupluri din lume. Astăzi ați redescoperit România în pandemie, că am fost închise granițele și s-au restricționat așa călătoriile noastre. N-am călătorit și în străinătate. Am fost în vacanțe și în străinătate, am fost și în România. Ne place să mergem în vacanțe, cui nu-i place la urma urmei. Și de curând am și o jucărie nouă din punct de vedere profesional, în sensul că din ianuarie sunt director artistic la Teatrul Muzical Ambasadorii și tocmai aseară am avut avanpremiera și azi dimineață premiera cu primul spectacol de când sunt eu director artistic. E un spectacol care se numește Cutiuța Muzicală, Aventurile Pălăriei Fermecate. A fost sold out la sala Palatului, la Palatul Copiilor, la sala mică, aseară și azi dimineață. Vom juca pe 26 și 27 martie de la ora 11 la Opera Română, mai sunt bilete acolo și puteți intra pe site-ul Teatrul Muzical Ambasadorii să vedeți când mai avem spectacole, avem și alte spectacole și o să facem lucruri frumoase împreună. Sunt într-o echipă de oameni care chiar își doresc să facă lucruri speciale pentru copii. Așa cum spuneam, nu doar divertisment, ci chiar educație culturală.